Bună dimineața! Destul de urât afară, stă să plouă. Acțifila vrea să prindă un pește, încă n-a reușit. De 7-8 ani. E greu. Am magistrat la prima oră o știre, am râs cu lacrimi. Sunt două domnuci pe YouTube care gătesc. S-au dat în judecată, s-au măscărit. Una a făcut o grasă, una proastă. Plângeau pe la televizor, se tăvăreau pe jos. Că domnule mi-a furat rețeta, era rețeta mea. Dacă era rețeta ta, de ce ai mai pus-o pe YouTube? Pentru mine asta ar fi o mare mândrie ca cineva să-mi copieze rețeta. Dacă vreodată cineva vrea să pună rețeta pe Discovery, pe OTV, pe ProTV, pe oriunde, pentru mine ar fi o mare mândrie. S-au certat, s-au măscărit. Dom'le, când pui ceva pe internet, nu mai este rețeta ta. V-am spus, s-au dat în judecată, una a câștigat, una a pierdut, circul de pe lume. Foarte urât. Ce m-a uimit cel mai tare este că una, eu am crezut că are peste 50 de ani, are 20 și ceva, vedetă mare pe YouTube. Eu nu sunt rău, dar nu arată 20 și ceva de ani, ea a spus. V-am spus, plânsete, țipete, dată în judecată, pentru ce, nu știu, ce au câștigat sau ce n-au câștigat, dar și publicitatea negativă este o publicitate. Na. Succes în continuare. Lumea, una dintre ele spunea că lumea o urăște pentru că are succes. Ea este victimă. E incredibil, incredibil. Na. Este de vreme, eu să plec la cumpărături, sper să găsesc scrumbie, mă duc în piața Tomistrei. Scrumbia este de două feluri, dacă se poate spune așa, de Dunăre, care este mai grasă, și de Marea Neagră, este mai slabă. Aș prefera să găsesc de Marea Neagră. O să filmez și în piață, dacă găsesc scrumbie, perfect, dacă nu, tot așa un pește o să caut să gătim astăzi. Hai, ne vedem la piață. Să nu copiați rețeta, adică... Eu arăt aici, dar să nu o faceți. E rețeta mea personală, a lui Mămânia, a lui Tătunia. Să nu o faceți. Doar ce-au adus marfă. Și ia uitați aici. Mai fă una, mulți Păstră, zargan, mamă, și zargan ce bun este. Creveș tiger, calcan. Arată bine. Scrumbie iau. Am ajuns acasă. Am luat 6 scrumbii pe care le-am curățat. Sunt foarte, foarte proaspete. Uitați la interior. Vedeți ce fermă este carne? Aici. Nu se rupe. O să le mai spăl o dată. Le-am curățat de mațe, de solzi au foarte, foarte puțin. Pe ăștia se uită invidioși, vor și ei prăjiți. Uitați cât de bine arată scrumbia. Două. O să le fac pe tablă și 4 marinate. O să vedeți o rețetă veche lipovenească, se face foarte, foarte ușor și este foarte gustoasă. Cred că pescărușii au văzut peștii mei. Știți că dacă era să aici, ori s-ar pisicele, dar mai greu. Dar pescărușii sigur îi fură. Așa că o să le pun un capac.
ca să mâncăm la prânz două feluri de scrumbie. Prima dată facem rețeta tradițională a lipovenilor din Delta Dunării, la chierdă se numește. Se face foarte ușor. Un pește marinat, rapid. Vă pot spune și cum puteți să-l marinați pe termen mai lung, dar hai să ne apucăm. Din 6 scrumbii, 4 le fac la chierdă, 2 pe tablă. Peștele curățat, capul merge la pisici, coada la fel și acum tăiem felii cam la 1,5 cm. Să se marineze repede. Chiar dacă mai are puțin sânge la interior, o să vedeți că îl marinăm în ceva sare, apă și îl spălăm bine până rămâne curat, curat, curat. Deci așa o să tai eu 4 scrumbii. Am tăiat scrumbia într-o tavă. Asta este o minunăție. Sare grunjoasă, multă, cu pumnul. Perfect. Acum îl las la frigider sau afară cam o oră jumate să-și tragă peștele sare. Până atunci cred că o să beau un par de vin. Scrumbia a stat cam 2 ore cu sare. Mulți o să zică: domnule, tu când ai timp să și gătești să stea scrumbia, acum să trească, să mai stea câteva ore? Eu nu mai postez în timp real, clipurile mele sunt decalate cu 2, 3, 4 zile, pentru că am observat că sunt urmărit, nu sunt paranoic, Doamne ferește, dar nu este bine să știe lumea când ești acasă, când nu ești acasă, eu mai călătoresc, ați văzut. Deci nu o să mai fie clipuri în timp real. La mine sunt decalate. Am făcut și câte 2 rețete pe zi ca să pot să decalez încă o dată câteva zile. Acum, deci după ce scrumbia asta cu multă, multă sare, mă duc și o spăl bine în apă rece, neapărat apă rece, 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 în câteva ape, până ea rămâne albă, 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 fără pic de sânge, fără sare. Și a tras suficient, suficientă sare. Am spălat scrumbia în apă rece, uitați cât de bine arată. Acum o să trai 3 cepe, mă scuzați, o să dai 3 cepe, puteți să puneți și 2, dar cu cât mai multă, cu atât mai bună. O tai așa, sălzișori. O să pun ceapa aici, dar prima dată o strobesc așa puțin. Seama asta de ceapă o să dea un gust extraordinar. Așa. Da, fiind. Piperboabe. O lămâie. Acum, dacă vreți să o mâncați în 3-4 zile, ea o să fie gata în câteva ore, până pe seară este gata. Compoziția, eu o să pun la 1 litru de apă jumate de litru de oțet. Dacă vreți să o țineți mai mult și câteva luni, la borcan, puteți pune la 1 litru de apă, 1 litru de oțet. Cantități egale. La fel. Dacă puneți apă de la robinet, fierbeți. Cu foile de dafin, cu piperul,
cu oțetul, dacă aveți apă plată, care e cât de cât pură, eu o să pun direct aici un litru de apă. Asta o mănânc până mâine, gata. Și jumătate de litru de oțet. Încă. Așa. Încă ceva sare aici. Și o să pun apa cu oțetul marinata peste pește. Așa. Amestec. Ce bine miroase de la lămâie, de la ceapă. Și oțetul miroase bine în această combinație. E, asta este peștele meu marinat. Se poate mânca în câteva ore. Până pe seară, sigur, e gata. Eu o să las până mâine. Deci, de asta nu mă ating. Ne ocupăm acum de scrumbia la tablă. Oh, ce bine arată! Să vedeți ce gust o să prindă. Se albește peștele. Minunăție. Mai amestecați din când în când. Deci asta e rețeta mea de pește marinat, de scrumbie. La fel puteți face și macrou. E aceeași rețetă. La fel de bun o să iasă. Am găsit un sec. Hai să ne apucăm de scrumbie pe tablă. Scrumbia care o să fie prăjită. Prima dată o crestez. Scrumbia are ceva oase. Uite așa. Cât mai mărunt. În felul ăsta oasele o să se ardă și nu mai riscăm să nu ne placă sau să ne înnecăm cu vreun os. Se și aud oasele. Este un pește proaspăt. Cum trosnesc. Uite așa. Sare. Am în două părțile. Puțin ulei. Nu mult, scrumbia este un pește gras, foarte gras. Vă repet, asta este scrumbie de Marea Neagră. Este mai slabă decât scrumbia de Dunăre. Dacă era scrumbie de Dunăre, nu mai puneam deloc ulei. O acopăr puțin și jumătate de oră las să-și tragă sare. Până atunci, aprind grătarul, pentru că tabla o să pun pe grătar. Pe aragazul electric chiar nu merge și nu vreau să gătesc în casă. O să aprind câțiva cărbuni. Întâi scanele. Pun aici cărbunii. Se aprind imediat. Cel mai simplu mod de a aprinde. Cărbunii s-au aprins. Dau eu jos. Scot grătarul, că nu trebuie. Cărbunii. Oh, cred că am pus cam mulți. Nu îmi trebuie atâția. Jumătate. Așa. Și tabla, care
este unsă, curățată, de fiecare dată după ce o folosesc, o spăl bine și o ung cu ceva în soare. Că e ulei, că e slană, slană e și mai bună. Lasă în cingă și punem scrumbia. Cred că 30 de secunde și eu din ce văd s-a încins tabla. Dacă mă întreabă cineva, am mai zis, de 100 de ori, e de pe EMAG, o găsiți? Cred că trebuie să o lasă încă puțin. Dar oricum este bine. Scrumbia. Se vede ce minunție o să iasă. Scrumbie de mare neagră, făcută la tablă. Puteam să o fac direct pe grătar, dar atunci nu mai crestam. Pentru că se dezmembrează pe grătar, se lipește. Dar clasic, în chirhanale, pescarii, așa o fac, pe tablă. Asta e o tablă de fontă, groasă. Pe partea cealaltă e cu striații, poți să faci friptură, o ceafă de porc este extragat. Ia uitați, imediat se încinde. Greșeala mea e că am pus cam mult scârbă. Risipă, na, ca bogați. Nu-i cazul meu. Scrumbie proaspătă de mare neagră. N-are cum să lipească făcut așa. Iată. Minunăție. Puțin rămâne. Oh. Scrumbia pe tablă este gata. O să o scot acum. Miroase în tot cartierul. Hai de mine și de mine. Ce bunătate. Scrumbie proaspătă de mare neagră. Și am păstrat pentru tablă cele mai mari. Astea sunt mari, au jumătate de kilogram fiecare. Ia uite. Gata. Scrumbia pe tablă. La chierda lipovenească. Asta și acum se poate mânca. Au trecut 4 ore. Dar e păcat. O să o las până mâine. Să vă arăt eu. Uite cum s-a albit carnea. Ia uitați. Ia uite. Dacă vreți să o conservați, o puneți la borcan, fierbeți apa cu oțetul, condimente, piperul, foile de dafin, puțină sare. Puneți ceva mai mult oțet. Mie îmi place așa proaspătă. Dacă tot sunt aici la mare, găsesc scrumbie tot timpul, primăvara. De fapt, sunt 2-3 săptămâni, nu mai mult. Și trebuie să te bucur de ea. Asta o las pentru mâine. Aici am scrumbia prăjită. Asta este o minunăție. Nu mai simți oase, nu mai simți nimic făcut așa. Cu un pahar de vin. Alb sec neapărat. Nu mai pun în farfurie pentru că na. Lămâie, un ardei iute, merge o mămăligă,
Eu o să mănânc așa cu pâine, nu sunt eu mare mămăligar. Hai să bem să bem un par de vin. Pace, sănătate. Dacă găsiți clumbie, gătiți. La fel, tot ce am făcut aici se poate face și cu macrou. Un pește la fel de bun. Macrou are mai puține oase. Ia. Pe stică scria că e un vin sec. Bun. Dar e un demisec. Puțin dulce. Nu-mi place. Na. Ce să vă zic? Mâncați pește. Este sănătos. Mâncați peștele de sezon. Care se găsește cum e scumbia acum. Pește prins natural. Când nu avem pește proaspăt, cumpărăm și congelat. Încă o dată m-au distrat cele două domnuci care s-au certat la televizor. Una făcea proastă, una făcea grasă. Foarte urât. De ce nu îmi face mie cineva rețetele? Bine, eu nu sunt la nivelul lor. Dar ele s-au plâns că au ajuns la un nivel și le invidiază lumea. Și au probleme din cauza asta. Incredibil, incredibil. Cred că au alte probleme. Eu încurajez pe cineva să-mi promoveze rețetele, să facă la fel. Nu trebuie să zică de mine. Eu m-aș mândri să văd că cineva a făcut scrumbie la fel ca a mea. Fără niciun fel de probleme. Păi de-aia pui pe internet, da? Să facă lumea. Tu dacă vrei să ascunzi rețeta, ia lui mămunia și ia lui tătunia și vrei să o ții ascunsă, nu mai pune pe internet. Că atunci, na. Eu vă mulțumesc, vă spun poftă bună, la pește, la revedere și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută! Scrumbie, proaspătă, de Marea Neagră. Dacă o să găsesc de Dunăre, o să vă arăt diferența și o să gătim și de Dunăre. Aia e mult mai grasă. La revedere!